Backup este un show în care băieții abordează fetele, iar fetele decid cine este cel mai bun backupper. Cristina, eu mă uit la tine și tu parcă ești un condiționer. Eu toată vara aș sta sub tine numai. E destul de mare. Pur și simplu, un caz contrar, eu risc să te chifleșesc prost. Cristina, uite, eu nu sunt Andrei, dar dacă vrei, poți de pulă să mă iei. Кондиционер. Лето, жарко. Крис, hai să tragem un sex turbat în mașină. Pentru tine sunt gata să comand Yandex Comfort. Mulțumesc. Am un cadou pentru tine. Eu am grijă de tine. Să nu fac mozoli? Când te gândești la mine, să nu-ți rozi dejitele. Eu aleg cadouri. Cristina, mă uit la tine și ne pare că timpul curge prin tine. Pur și simplu, figura ta seamănă izbitor cu o clepsiedră. A fost bun. Maica Domnului, și ești frumoasă. Super, Maica Domnului, Iisuse Hristos. La spate mâna ta, vă rog. Fix ca la mama mea. Poți să-mi dragi și o palmă ca să fii sigur? Nu? Ca la mama mea. Nu bila cresivă. Cristina, eu când mă scoghesc nas, el cânceaște. Restricțiile au dispărut și toată lumea crede că corona s-a terminat. Nu e adevărat, ea este la tine pe cap. Uite. Iaca, ai văzut focus? Hai să facem cunoștință și să arăt dispariția degetului în tine. Încă o dată! Încă o dată! Cristina, mă uit la tine și tu ești ca pizdea la doi bomși. Nu-mi pot lua ochii de pe tine. Так, treci tu mai departe. Și Vlad. Cristina, când o să fii în pat, poți folosești promocodul Marin Madan și ai livrare gratuită la orgasm. Unde ați fost 8 ani? Ucrainienii se bombardează între dânsii. Sorry, eu nu mai te-am văzut, dar deja mă nebunești. Poți să-mi spui Marin Aladin? Mă atingi la lampă, împlinesc orice dorință. Nu vreau să spun că tu ești perversă, dar când te-ai născut și doctorul te-a palit așa la poponeață, tu ai zis, da, mai mult, mai mult. Finala primului turneu de stand-up din Moldova este aproape. Stand-up național Chișinău, pentru prima dată la Palatul Național Nicolae Sulac, 5 noiembrie 18:30. Detalii la 0228455500. Bilete pe iticket.md sau la casele Palatului Național.
stop that. Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch my face, use caution. După felul cum arăți, nu ți-ar încurca să-ți acoperi fața cu o fata de mireasă? Când mă uit la tine, mă simt un câine plouat. Parcă așa și vreau să fac. Eu nu sunt Andrei. Dar ți-o compus o poezie. Când mă uit la tine, soarele lucește. Când mă uit la tine, vreau să mănânc pește. Când mă uit la tine, mă înalți mereu. Mă înalți eu și ghiocelul meu. Frumusețea ta e ca reparația arenei Chișinău. Ea niciodată nu se mai termină. Elegant. Manicura 600 de lei, coafura 4000 de lei, sugaring 1000 de lei. Eu știu prețurile și sunt pregătit să achit tot pentru tine. Poți să-mi împrumuți niște bani? Renata, tu cu mine noaptea n-a să închizi nici un ochi. Eu prostă pizdești și mai sforăi. Mă gândesc un pic. Cred că Igor... Totuși Igor. Renata, știi, sunt oameni care cred că Dumnezeu și Squirt nu există. Eu într-o seară pot să-ți demonstrez că există ambele. Am studiat recent un studiu și am înțeles cumva că cunilingul se dăunează vederii, dar pentru tine eu-s gata să devin orb. Mamă mie, tu pentru mine ești parcă ca universitatea, mama îmi dă bani pentru tine, dar eu niciodată n-am fost în tine. Igor și Andrei. Tu, întâmplător, nu lucrează la 112, deoarece când tu mă suni, linia devine fierbinte. Gata, все, liniștești. Atâta timp cât este fața mea, tu întotdeauna să ai unesta. Dacă n-a știut, Sir Percival Killare a fost primul alpinist care a înfins flagul țării sale în Everest. Deci eu mă uit la tine și am un vis. Să înfing flagul Moldovei între țâțele tale. Înțelegi? Tu ești exact cadenței bunicii mele. Mă uit la tine și nu înțeleg de unde atâta aur. Elegans. Dorina, tu ești ca TikTok-ul. Eu mă uit la tine și tupesc. Știi, eu aș putea să-ți povestesc ceva despre penisul meu, dar e o istorie prea lungă. Pavel? Pe mine fetele mă poreclesc cu borșiță. Pentru că când mă văd, ridic picioarele. Dorina, știi care e diferența dintre tine și COVID? COVID-ul s-a terminat, dar tu urmează să termini. Dorina, uite, eu vreau să te link pe tine într-un loc interesant. La Ciocana. Penisul meu... Așa de mare, când eu am aruncat prezervativ de la balcon, omul a înicat.
microfonul. Dorina, eu să fiu modest. Eu sunt ca pizza de Landis. Eu am șperci, eu am brânză și eu pizdesc și-s de capricios. Din tătii insecli te văd ca pe-o musc. Tare te-aș mai fugări prin casă ca să trăsnesc. Dorina, pregătește. Tu pentru mine ești ca baciu de boale. Să-mi ce vine. Te vreau la mine pe masă. Baciu de boale? Yes! Și cu pizza, logic, da? Capriciosa! Capriciosa! Da! Dorina, eu nu știu dacă ești la curent, dar eu mă filmez în filme porno. Știi scenele astea când vine soțul de la lucru și vede cum o negru fute pe femeisă? Apios așela. Adică eu sunt femeie. Dorina, când te-am văzut cum arăți, așa și-mi vine, steam eu și după care spun acolo la tine insigna, acces interzis pentru restul. Nu știu dacă ești la curent, dar posibil ați fi. Sexul cu mine e fix ca săritura cu parașuta. Exact 40 secunde. Și 400 de lei la sfârșit de anul. Așa tu mergi, da, bre? Așa e, bratan, când sex n-ai avut de mult. Ai femeie și aștepți. Bun. Ai și tu femeie și ai să vezi cum e. Ați vede. Bratan! Dorina, cu minim pat la tine tot timpul și e vara. Pentru că tu tot timpul să ai cu tine plus 25. Зелена. Aceasta a fost pick-up, un gură de aplauze pentru pick-up-erii noștri de astăzi. A fost Elegance, Igor Chepoi, a fost Vlad Susarenko, Pavel și de asemenea a fost Barima, da, mulțumesc, noi suntem stand-up-oca. Priviți pick-up pe YouTube, dați like, subscribe și multe, multe share-uri. Mulțumesc, la revedere!